Sau nu ridică pe cineva de pe scaun? Asta este întrebarea acum. Voleu! Mai poți? Hai că poți, am încredere în tine. Cum ai trăit această tensiune în spate? Cum? Îmi pare rău că ai trecut prin toate... Nu știu, a fost așa, multă tensiune, dar... Trebuie să am răbdare. E parte din concurs. Da. Fără nu se poate. Da, da. Trebuia să fie cineva ultimul, nu? E ultima? Eu am fost. Numai noi? Da, e ultima. Ești cea mai mică. Da. Cea mai mică. E surprinzătoare pentru că când apare așa nu te aștepți la atâta... E bombă cum cântă. Și asta te face să fii și mai special, că nu se vede. Nu te aștepți, e elementul ăla surpriză. Mie mi-a plăcut Francesca din audiție. Ea are potențial, nu-ți discut. Și acum dacă ea o să-și ia o piesă în care să fie sensibil... Da, depinde ce o să cânte. Depinde, foarte mult o să depinde de piesă de acum încolo. Și Francesca, adică... Copil pachet, cam așa. Simt că ești nerăbdătoare, eu simt că e nerăbdătoare să cânte cu adică de dreptate, știi, asta vreau să cânt, vreau să cânt. Păi da, vreau să cânt, că aștept de ce ceva timp. Ce Jealous de la Labyrinth. Succes! Mulțumesc! Hai! Acum câteva zile s-a întâmplat un necaz. A decedat doamna profesoară de română. Eu nu m-am apucat să-mi iau rămas bun de la ea și eu vreau să-i dedic piesa asta ei pentru că a fost o profesoară minunată și nu am avut curaj să mă duc la înmormântare. Asta e importantă, doamna profesoară de română pentru tine. Da? Oh. Știa că tu ai venit la X-Factor? Nu? Ce mi-ai spus? Nu, nici nu am apucat.